Un oraș din Olanda a ajuns să fie acaparat de cerșetorii români. Indivizii urmăresc un plan bine pus la punct, printre care sunt următoarele. Apelează la sensibilitatea oamenilor și ajung să câștige mai mult decât un salariu minim pe economie la noi în țară. Această situație a generat preocupări în Olanda, unde autoritățile discută despre cum în spatele cerșetorilor români se află o adevărată rețea de grupări organizate. În ultimii ani, marile orașe au fost împânzite de cerșetorii români. Potrivit autorităților internaționale, românii noștri acționează strategic și fac parte din grupuri infracționale care exploatează, iar cerșetorii la rândul lor terorizează locuitorii. Această situație este prezentă cu precădere și în orașul olandez Utrecht, unde cerșetorii români stau zilnic pe străzi cu pancarte identice din carton. Mi-e foarte foame, Dumnezeu să vă binecuvânteze, este mesajul transmis de aceștia pe carton. Bineînțeles, telefoanele de ultimă generație sunt nelipsite din posesia lor, pe care le ascund sub pături, iar când primesc mâncare și nu bani din partea oamenilor de pe stradă, o parte dintre aceștia aruncă alimentele la gunoi. Mai mult decât atât, cerșetorii români și-au foarte în serios rolul și tratează activitatea pe care o au asemenea unui loc de muncă. Programul lor este adaptat la orele de deschidere ale magazinelor, dar și la seriile în care știu că oamenii ies la cumpărături. Astfel, între orele 8:30 și 9 dimineața se împart în diverse locații din oraș și încep vânătoarea. La finalul zilei, în jurul orei 20, toți cerșetorii români se strâng într-o piață sub îndrumarea celui mai vârstnic dintre ei. După ce fac inventarul zilei respective, aceștia pun toți banii obținuți într-un sac, iar când au nevoie de transport, se strâng într-un parc unde sunt luați de microbuze înmatriculate în România și Suedia. Un cerșetor român a mărturisit că în unele zile poate să nu câștige niciun ban ore întregi. Încă sunt și anumite perioade în care sumele obținute se pot ridica chiar și la 60 de euro pe zi. Într-o săptămână, aceștia pot câștiga mai mult decât un salariu lunar în România, unde angajații au în medie un salariu de 300-400 de euro pe lună. Anchetatorii sunt convinși că există grupări infracționale în spatele lor. Aceștia îi îndeamnă pe cetățeni să nu le mai dea bani cerșetorilor. Astfel, potrivit acestora, oamenii continuă să ofere bani acestei rețele de grupuri organizate.